Pentru al doilea an consecutiv, municipiul Câmpulung va fi gazda turneului final al campionatului național de volei speranțe, jucătoare sub 15 ani. Meciurile se vor disputa începând de miercuri și până duminică în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Mușcel. În primele trei zile de competiție, miercuri, joi și vineri, în faza grupelor, meciurile se vor disputa cu începere de la orele 10, 12, 16 și 18. Cel mai probabil, echipa noastră, pregătită de profesorul Adrian Mihailă, urmând să joace ultimul meci al zilei de la ora 18. Programul complet a fost stabilit în această seară în cadrul ședinței tehnice și îl găsiți acum actualizat pe site-ul nostru muscel.tv.ro Cu obiectiv stabilit câștigarea titlului național, fetele noastre sunt susținute de doi dintre fotbaliștii care evoluează în Superliga. Mihai Popescu, campion cu farul Constanța în 2023 și Dan Nistor, aflat poate la cel mai bun sezon al său în primul eșalon, în tricoul Universității Cluj. Bună ziua, fetelor! Sunt Mihai Popescu. Vreau să vă urez multă baftă în finală. Tot mușcelul vă susține și hai mușcelul! Bună, fetele, eu sunt Dani Vreau să știți că sunt de voi și că îmi doresc foarte mult să ieșiți campioane. Hai mușcelul!